Politehnica Timișoara, cu echipă vădit întinerită, a remizat scor 1-1 cu revelația sezonului CSC Peciu-Nou. Timișorenii sunt deja calificați în semifinalele barajului. Golurile au fost marcate în cea de-a doua parte a jocului, pe fondul schimbărilor. Poli a deschis scorul în minutul 73 prin tânărul Sebi Avramescu, marcator cu o minge la colțul lung. Bucuria nu a durat mult în tabăra albioleților. În minutul 81, Raul Țurcaș a căzut în duelul cu Bocșan și arbitra întâlnirii a acordat penalti, executat de Denis Bud. Da, pentru noi era un meci, cum să zic, un meci important să dăm minute băieților care n-au jucat. Le-am promis după meciul cu, înainte de meciul cu Buzdeaș, că dacă ne calificăm matematic vor primi mai mult spațiu pentru că și ei sunt dornici să joace. M-am ținut de cuvânt, au jucat, cred că am avut, nu știu, 8-9 debutanți, jucători care nu începeau de obicei. După cum s-a văzut, o echipă foarte tânără, dar chiar și așa sunt foarte mulțumit de ei, pentru că s-a văzut în prima repriză că n-avem ritm, ne lipsește un pic anumite decizii, anumite execuții au fost un pic deficitare, dar era normal. Dar a doua repriză și-au dat drumul la joc și meciul a fost așa un pic deschis, pentru că nici ei nu mai au obiectiv, nici noi, adică noi avem obiectiv, dar o să zic meciul ăsta. Eu zic că l-am controlat, din păcate a venit o decizie, părerea mea, total neinspirată a doamnei arbitru, care după, am și întrebat după, zic, ce ați dat acolo, zic, este sigur, zice, nu poate da.